Refugiul amplasat în vârful Cârja din masivul Parâng se află într-o stare avansată de degradare, iar reprezentanții Salvamont solicită ajutor pentru construirea unui nou refugiu. Au fost achiziționate deja primele materiale, însă pentru finalizarea construcției sunt necesare resurse financiare de care Serviciul Montan nu dispune în prezent. Am început demersurile, am luat primele materiale, să spunem betonul uscat, și încercăm să îl ducem cu forțe proprii deocamdată să turnăm fundațiile. E nevoie de partea de material lemnos pentru finalizarea refugiului. Vreau să fac o precizare. Refugiul există în Cârja, însă este un refugiu foarte vechi. E un fost, să zic, obiectiv de pază și refugiu pentru vânători. E, într-adevăr, un fel de mic muzeu, da? Aș putea spune, însă iarna nu poate fi folosit, pentru că este într-o zonă expusă și tot timpul se umple de zăpadă. Și atunci am considerat necesar să mutăm amplasamentul, să facem alt refugiu care să fie utilizat de către turiști. Îl vom face doar din lemn și piatră. Facem fundația din piatră și tot refugiul din lemn. Refugiul ce va adăposti turiștii ce se aventurează pe traseele montane din masivul Parâng ar putea fi construit până la finalul lunii august.